În dieceza romano-catolică de Iași, noul an liturgic ce va începe va fi dedicat Sfintei Liturghii. Un an întreg pastoral dedicat Sfintei Liturghii, această taină în care Iisus Hristos vine și locuiește în fiecare moment în mijlocul oamenilor. Acest lucru a fost hotărât și anunțat astăzi în Consiliul Presbiteral. Îl avem acum alături de noi pentru mai multe informații pe Preasfințitul Părinte Iosif Păuleț, episcopul diecezei romano-catolice de Iași. Lăudat să fie Iisus! Bun revenit printre noi, Preasfințite! În vecii vecilor! Bine v-am găsit pe calea undelor! Ne bucurăm că sunteți alături de noi și ne bucurăm de această veste care, iată, a apărut chiar astăzi. Care este scopul pentru care ați dorit pentru întreaga dieceză acest an pastoral? Da, eu am ales această temă la primul Consiliu Presbiteral. E vorba de sesiunea ordinară de toamnă din anul acesta. Am ales ca subiect Sfânta Liturghie, deoarece sunt conștient că episcopul și preotul sunt prin excelență oamenii Sfintei Liturghii, pentru că zilnic celebrează Sfânta Liturghie. Sunt oameni ai lui Dumnezeu, iar pe Dumnezeu, sigur, nu-l întâlnim nicăieri mai bine, mai viu, mai prezent decât la Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie. Un an întreg în care, prin Sfânta Liturghie așadar, ni se aduce în față această realitate, pe de o parte, a slujirii și totodată a recunoștinței. Ce înseamnă Sfânta Liturghie în viața Bisericii? Sfânta Liturghie, dacă e să mergem la Conciliul Vatican al II-lea, unde este pus un accent extraordinar de mare pe această taină, pentru că o consideră ca fiind izvorul și culmea întregii vieți creștine și ne cheamă pe toți, cler și popor, să participăm la ea pe deplin, activ și conștient. Am citat din Conciliul Vatican II. Ce este de fapt Sfânta Liturghie? Sigur, se pot da o mulțime de definiții. De exemplu, Sfânta Liturghie putem spune că este un măreț dialog, adică o chemare și răspuns între Hristos, care este capul bisericii, și noi care formăm trupul său mistic. Altă definiție, Sfânta Liturghie o putem defini ca fiind cea mai frumoasă rugăciune sau mare rugăciune, adică unirea creaturii cu Creatorul, fiind forma supremă de adorație, de cult, pe care noi îl datorăm lui Dumnezeu. Altă definiție, Sfânta Liturghie ca fiind un mister inefabil, marele mister, care ne pune în contact cu realitatea divină. Nu este o prelegere, liturgia nu este un spectacol la care, să spunem, asistăm așa de departe, de la distanță. La Sfânta Liturghie, Dumnezeu este cel mai aproape de noi. Și mai spunea cei care au auzit de Romano Guardini, un teolog și scriitor german din veacul trecut, liturgia o definește ca fiind și o formă ultimă de joacă, dar aici trebuie explicat mai mult și nu este momentul acum. Am citit lucrul acesta într-un material care va fi pus la dispoziție de părintele Daniel Iacobuț, care este liturgistul diecezii noastre, unul din ei, și va fi drept material pentru catehezele din anul liturgic 2019-2020, an pe care l-am dedicat în întregime Sfintei Liturghii. A cunoaște liturgia, a intra cât mai profund în conținutul ei, cât ne este permis și posibil nouă oamenilor, și în acest sens a o celebra așa cum se cuvine, după cum avem norme precise în cărțile noastre liturgice. Care este tot acest dinamism oare prin care liturgia lucrează în viața bisericii și în viața credinciosului? Papa Benedict al XVI-lea ne învăța cândva despre importanța coerenței dintre tot ceea ce exprimăm și manifestăm la liturghie, coerență, spun, care să se vadă în toate faptele vieții noastre. Este foarte important să participăm viu și activ la Sfânta Liturghie, pentru că de acolo noi ne împărtășim ca dintr-un izvor și căpătăm forță, curaj, putere de a ne trăi viața într-o unire cât mai mare cu Dumnezeu. Cum spuneam, liturgia ne-l aduce pe Dumnezeu în modul cel mai frumos în mijlocul nostru. La o întâlnire a participanților de la adunarea plenară a Congregației pentru Cultul Divin și pentru Disciplina Sacramentelor, asta e vorba de 14 februarie anul acesta,
făcându-se ecou al unei afirmații de a unei constituții numită Sacrosanctum Concilium, a Conciliului Vatican II, chiar papa actual, Papa Francisc, spunea așa de frumos, și îl citez aici, este absolut necesar să se dea primul loc formării liturgice a clerului. Și apoi a întărit acest lucru spunând primul loc. Deci este foarte importantă liturgia pentru viața noastră sacerdotală, preoțească, ca și pentru viața creștinilor, a credincioșilor noștri. Sfântul Vasile cel Mare spunea că însăși viața noastră trebuie să devină o liturgie, o slujire, o mulțumire, o recunoștință. Cum ar însemna sau ce ar însemna acest lucru pentru noi? Da, noi suntem chemați și am subliniat chiar în ziua consacrării mele ca episcop, chiar am explicat și am intervenit mult asupra acestui cuvânt de slujire. Suntem chemați să slujim, modelul fiind Hristos. Ori El la Sfânta Liturghie se prezintă tocmai așa, la jertfa sa dumnezeiască. Și de la El învățăm să ducem o viață de slujire, adică să fim de folos celorlalți, să ne aplicăm spre ei în spiritul carității evanghelice. Și din acest motiv și eu am ales ca primă temă în activitatea mea de slujire a dieceziei de Iași să acord primul loc Sfintei Liturghii, atât în ceea ce privește conținutul ei, esența vieții noastre preoțești, inima via bisericii, cât și în celebrarea ei cu demnitate, observând cu atenție și strictețe normele liturgice. Deci, de la Sfânta Liturghie, noi învățăm să trăim corect, cu demnitate, viața noastră de episcop, de preot, de credincioși. De aceea trebuie să participăm la ea, să o înțelegem în primul rând cât mai bine și asta intenționez eu pentru toți credincioșii noștri și cei care ne ascultă, să înțeleagă lumea și clerul și poporul ce mare valoare are Sfânta Liturghie și cum putem noi să ne împărtășim din ea, celebrând-o cu demnitate, pentru a trăi cât mai frumos viața noastră creștină, respectiv episcopală, sacerdotală, preoțească. Ce propuneri de activități s-au făcut pentru a fi cât mai bine parcurs acest an pastoral? Da, noi am stabilit deja un program foarte precis pentru anul pastoral, atât în advent cât și în timpul postului mare, adventul însemnând timpul de pregătire pentru sărbătoarea Crăciunului, sau postul Crăciunului, să-i spunem, fiind timpuri forte pentru viața creștină, am propus mai multe cateheze, fiind la noi vorba de 4 săptămâni înainte de Crăciun și apoi în postul mare cele 6, am propus 10 cateheze cu tematici foarte precise, nu ia prea mult timp ca să enunț fiecare, dar totul este stabilit ce vom face și am cerut preoților să depună tot efortul pentru ca ei, în primul rând, să înțeleagă și să trăiască liturghia și să respecte cât mai bine normele liturgice, că sunt mulți care nu înțeleg multe lucruri care nouă preoților ne se par arhicunoscute, dar multora dintre credincioși lucrurile acestea le se par ceva care când le explici, dar nu știam. Și vrem lucrul acesta, să-l facem cunoscut și știut. Când faci cruce, de ce faci cruce? Care e rostul riturilor introductive? Că liturgia, știți, are 2 părți principale. Liturgia cuvântului, care ne pregătește pentru partea a doua, liturgia euharistică. Și toate simbolurile, gesturile, toate au o semnificație. Și trebuie să le explicăm credincioșilor că atunci când vin la liturgie să se înfrupte cât mai mult și din plin de roadele acestei jertfe dumnezeiești a Mântuitorului Hristos. Toate simbolurile liturgice sunt o expresie a trăirii și totodată credinței bisericii, care sunt generate din această trăire și credință a ei. Dumneavoastră, prin anul acesta pastoral dedicat Sfintei Liturghii, le propuneți practic și o mai bună întâlnire a credincioșilor cu Hristos înviat? Sigur că da, pentru că acolo ne duce liturgia. Liturgia înseamnă misterul pascal al lui Hristos. Moartea și învierea, întregul mister pascal al lui Hristos. Și toate converg sau se îndreaptă spre Hristos cel care a murit pentru noi și a dat viață pentru noi, reînnoiește această jertfă a Calvarului, dar unită totdeauna și cu învingerea morții prin învierea sa glorioasă. Ori acesta este misterul pascal, misterul Sfintei Liturghii. Noi în ritul latin avem imediat după prefacere
invocație pe care o spune preotul, misterul credinței, adică misterul pascal, adică misterul mântuirii noastre. Și credincioșii explică, moartea ta o vestim, Doamne, și învierea ta o mărturisim până când vei veni. Deci Sfânta Liturghie este o actualizare în timp, până la sfârșitul veacurilor, a jertfei mântuitoare noastră. Mulțumesc tare mult, sper să fie un an cu adevărat rodnic pentru biserică și pentru suflete, să aveți o zi frumoasă și binecuvântată, preasfințite, pe mai Mulțumesc departe. Frumos, salut pe toți ascultătorii postului de radio și îi asigur de rugăciunea mea, pentru că știu cât de important este pentru credincioși să poată auzi și ne bucurăm că astăzi Dumnezeu ne oferă această posibilitate cu aceste mijloace tehnice, moderne de astăzi, pentru ca Evanghelia sau cuvântul său să ajungă la cât mai mulți și apoi să o putem trăi, bineînțeles. Le doresc tuturor ascultătorilor să se roage pentru mine, să se roage pentru preot, pentru episcop, ca să fim la înălțimea chemării noastre.